Judecătorii Curții Constituționale vor ridica din 2022 salarii de peste 80.000 de lei. Asta prevăd modificările la politica bugetar-fiscală, dar și la legea bugetului de stat pentru anul viitor. Reprezentanții majorității parlamentare confirmă dublarea lefurilor magistraților constituționali, dar explică acest lucru prin necesitatea asigurării independenței țării. Majorarea salariilor judecătorilor Curții Constituționale a fost cerută de președintele instanței Domnica Manole încă anul trecut. Ea a insistat în cadrul comisiilor parlamentare că judecătorii curții, care aveau deja salarii de aproximativ 40.000 de lei, sunt remunerați puțin în comparație cu membrii instanțelor similare din alte țări. Noi am făcut o analiză a salarizării judecătorilor curților constituționale din țările, să-i spunem noi, din regiune. Evident că Curtea Constituțională, deci la nivelul salarizării, este una la nivelul cel mai jos. În contextul preluării președinției Curților Constituționale Europene, ar fi corect, ar fi normal, poate să fie majorat salariul judecătorilor Curții Constituționale. Atunci, Parlamentul a refuzat solicitarea conducerii Curții Constituționale, iar ulterior, legislativul a fost dizolvat după ce instanța constituțională a anunțat că ar exista toate premisele pentru această procedură. Astfel, în noul Parlament, conducerea Curții a venit cu o cerere repetată de majorarea lefurilor, fiind acceptată de majoritatea parlamentară. Pentru personalul din autoritatea responsabilă de controlul constituționalității, 100% din suma anuală a salariilor de bază pentru judecătorii curții constituționale și personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific. Inițial, din acest raport, s-a presupus că ar fi vorba despre o primă pe care judecătorii curții constituționale o vor ridica o dată pe an. Prevederile legii noi adoptate de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au fost explicate de fostul premier Ion Chicu. Ani și va втором чтении сейчас проголосовали еще за изменения, даже в первом проекте. Повысили, например, судьям Конституционного суда сумасшедшую зарплату. У них было 44 тысячи вместе с специфической надбавкой, так называется. Так вот, вчера они подняли специфическую надбавку с 40 до 100%, то есть к тем 40 с чем-то тысяч, добавили еще 100%. То, что в прессе было, что они себе подняли премию, это неправильно. Они подняли себе каждый месяц, практически удвоили зарплату. Сейчас зарплата судей Конституционного суда будет около 80 тысяч. Рост зарплаты одному судье из тех пяти, которые сейчас мы имеем в Конституционном суде, составляет 37 тысяч в месяц. Președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, deputatul PAS Olesea Stamate, a confirmat că salariul judecătorilor Curții Constituționale a fost practic dublat și a ajuns la 82.000 de lei pe lună, dar a explicat acest lucru prin faptul că astfel este asigurată independența țării. Curtea Constituțională e fundamentul apărării democrației în orice stat și nu e o țară în Europa care să-și permită să achite asemenea salarii mici cum achită Moldova. În România, un judecător CC primește 6.000 de euro pe lună. Nu ne permitem să le achităm salarii egale, însă considerăm că asigurarea independenței trebuie asigurată și cu o remunerare decentă a judecătorilor constituționali și indiscutabil suntem de părerea că salariile în întreg sectorul public trebuie majorate, dar bugetul nu permite majorarea considerabilă. Vom merge cu majorarea salariilor treptat, dar impactul bugetar pentru 6 judecători e unul minim, dar important, a declarat Olesea Stamate. Și premierul Natalia Gavrilița consideră că majorarea de 2 ore a salariilor judecătorilor Curții Constituționale este justificată. Este foarte important să avem asemenea instituții integre, care de fapt asigură prosperitatea țării și ajută la menținerea integrității pe tot spectru de instituții care efectuează justiția. De aceea, noi credem că în condițiile în care salariile judecătorilor curților constituționale din Ucraina, din alte țări, sunt uneori chiar și de 2 ori mai mari, aceste salarii sunt justificate. Amintim că noua lege a bugetului de stat pentru anul viitor prevede majorări salariale și pentru alte categorii de bugetari. Astfel, salariile deputaților vor crește cu 1.400 de lei, al președintelui țării cu 1.500 de lei, iar al pedagogilor cu aproximativ 400 de lei.